Ambasada Turciei despre reconstrucția cetății Tighina. Dacă sunt anumite, nu știu, convorbiri în acest sens cu partea transnistreană? Chișinău susține necesitatea reconstrucției cetății Tighina. Subiectul dat a fost abordat și anterior. Au fost inclusiv oferte din partea, cum spuneați dumneavoastră, a Turciei, dar există și o implicare a Consiliului Europei și a Uniunii Europene, care sunt gata să dea și expertiză tehnică, inclusiv și resurse financiare, care ar putea să contribui la restabilirea acestei cetăți, care are o valoare mare și pentru istoria noastră, și ca monument de istorie, pentru chiar de valoare regională. Pe linia aceasta, deschiderea din partea noastră este. Noi suntem dispuși să acordăm tot sprijinul, inclusiv la etapa de cercetare, de săpături arheologice, inclusiv și la etapa de reabilitare a acestei cetăți. Cu părere de rău, sunt unele aspecte politizate din partea Tiraspolului, care nu este gata la moment să demareze un proces amplu de reconstrucție a acestei cetăți din anumite motive de securitate și prezența unor formațiuni paramilitare pe teritoriul acestei cetăți. Dar se știe câți bani trebuie ce proiect? În dependență de valoarea și de dimensiunea care va fi restabilită, dar e vorba de mai multe zeci de milioane de dolari.